Drumul județean 546 Dăneasa-Slatina-Verguleasa va fi reabilitat pe o lungime de aproape 8 km. Proiectul de hotărâre fusese adoptat anul trecut de către consilierii județeni, care astăzi au votat același proiect, însă cu modificările de rigoare. Astăzi am făcut modificare a hotărârii de Consiliul Județean prin care se modifică valoarea proiectului datorită scăderii TVA-ului și asemenea datorită scăderii TVA-ului se modifică și contribuția pe care trebuie să o depună Consiliul Județean. Proiectul va fi realizat pe fonduri europene nerambursabile în cadrul programului operațional regional 2014-2020. Avem un proiect de hotărâre de guvern care sperăm să intre astăzi pe ordinea de zi. Când vom avea aceste lucruri, depunem toate hârtiile și sperăm să intrăm în faza de precontractare. Valoarea proiectului este în cuantum de peste 128 de milioane, din care 2% reprezintă aproape 7 milioane de lei și vor fi suportați din bugetul Consiliului Județean Olt.